Bună ziua și bine v-am găsit la ora expertizei. Acuzat de trădare în PCRM, liderul comuniștilor Vladimir Voronin n-ar fi cerut excluderea lui Iurie Muntean și a lui Grigore Petrenco din rândurile biroului executiv al formațiunii. Conflictele interne din partid nu sunt date în vileag, iar cei doi deputați nu sunt de găsit pentru detalii. Colegii lui Muntean și Petrenco răspund la întrebări printre dinți și solicită să nu fie citați, pentru că opoziție oficială a formațiunii nu există. În aceste condiții, politologul Bogdan Țârdea comentează că liderul PCRM încearcă să scape de persoanele indezirabile oligarhului Vladimir Plahotniuc, pentru că după alegeri să facă alianță cu Partidul Democrat. Sursa din cadrul PCRM care au cerut să le fie păstrat anonimatul au declarat că scandalul dintre Vladimir Voronin, Iurie Muntean și Grigore Petrenco ar fi început ieri în timpul unor discuții pe marginea acțiunilor violente din Găgăuzia. Voronin s-ar fi enervat pe colegii săi de partid pe care i-ar fi acuzat de trădare și le-ar fi cerut să plece din componența biroului executiv al formațiunii. Deocamdată nu se știe dacă cei doi au făcut vreun demers în acest sens. Petrenco și Muntean nu au răspuns la telefon pentru a explica de la ce a pornit scandalul și ce l-a enervat pe șeful lor de partid. Nici liderul PCRM nu a fost de găsit pentru comentarii. Potrivit acelorași surse, soarta celor doi comuniști ar urma să fie decisă la următoarea ședință plenară a PCRM-ului, care va avea loc în următoarele săptămâni. Solicita să ofere un comentariu al evenimentelor din ultima perioadă din PCRM, politologul Bogdan Țârdea a declarat că liderul formațiunii, Vladimir Voronin, exclude din rândurile comuniștilor persoanele care îl critică aprig pe prim vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. În PCRM unui curățire a listei de persoane indezirabile pentru Plahotniuc în primul rând și pentru Voronin în al doilea rând. Deci, țineți minte că a fost practic supus unor presiuni Tkaciuk, care a refuzat de mandat deputat. Iată acum alți doi mladocomuniști care îl simpatizează pe Tkaciuk și luptă cu Păpușaru. Sunt impuși de către Voronin să depună cereri pentru a părăsi partidul. Sunt impuși fiindcă Păpușaru, ei ambii sunt incomozi, ei îl critică, ei nu doresc alianță cu acest individ și cu acest Partid Democrat. Și iată, acum ei sunt, într-un fel, supuși unor presiuni și chiar unor represalii. Iar scopul acestor epurări ar fi ca după alegeri PCRM să poată face coaliție cu Partidul Democrat, spune Bogdan Țârdea. Deci acum, practic, Păpușaru pornește campanie electorală și a pornit o campanie largă de represalii politici contra tuturor inamicilor săi. Plahotniuc îl șantaja pe Voronin că dacă nu cureți lista și nu formezi cu mine alianță, eu îți deschid PCRM 2 și vei rămâne în afara axei de guvernare. Iată, poftim jocurile aceste subterane care se produc, de aici și declarații lui Voronin că el vrea în Uniunea Europeană, de aici și anumite declarații ale sale că el nu va lupta cu oligarhii. Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care se află într-o vizită în China pentru a se întâlni cu membrii Partidului Comunist Chinez, nu a comentat deocamdată aceste acuzații. Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri de astăzi, domnul Mihai Cernenco, politolog, domnul Ernest Vardanian, de asemenea politolog, și Ion Tăbârț, analist politic, Centrul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Au mai rămas luni numărate până la campania electorală și până respectiv la alegerile parlamentare. Totuși există deja mișcări tectonice, seismice, de care doriți în rândurile partidelor. Dar mai cu seamă în opoziția parlamentară, acolo în PCRM. Există mai multe teze, mai multe suspiciuni, declarații neconfirmate oficial. Există mai multe temeri pentru unii, există speranță pentru alții. Până la urmă există și un pericol pentru stabilitatea politică din Republica Moldova. Nu știm cu ce ne vom alege după alegerile parlamentare din toamnă. Încercăm să ne dumerim și să vedem ce se întâmplă inclusiv pe segmentul de centru-dreapta. Auzim foarte multe teorii potrivit cărora la alegeri va fi creată o alianță între PD și PCRM. Există tabere în PCRM care luptă, există și o luptă internă despre care încercăm să vorbim. Până la urmă, această situație, scandal, așa cum vedem în multă media, în multe, și în presa scrisă și la televiziune, ce ar însemna? Există într-adevăr aceste mișcări tectonice și cât de periculoase sunt ele? Vă rog, domnule Vardanian. Din câte știu eu, din surse demne de încredere, aceste mișcări există, într-adevăr. Sunt două grupări în interiorul PCRM
prima grupare care se numește Taliban, așa numit, deci se opune foarte vehement oricăror încercări de a crea o coaliție preelectorală sau postelectorală cu PD, tocmai din această cauză, din câte am înțeles eu, a și ieșit din Parlament domnul Marti Kaciuk, deși el rămâne în partid, totuși... Până la urmă, nimeni nu a zis foarte clar și nici din PCRM nu am auzit care este misiunea domnului Kaciuk după ce a ieșit din Parlament. Să înțelegem că misiunea dumnealui este de a conduce staful electoral în perioada respectivă, adică până la alegeri și în timpul alegerilor. Însă eu nu prea înțeleg ce fel de campanie electorală va construi domnul Kaciuk, știind foarte bine că opinia lui personală și opinia mai multor persoane din partid, dar și a alegătorilor, nu coincide cu tendințele despre care vorbim. Cu alte cuvinte, el face una, dar Voronin și gruparea lui pro-plahotniuchiste face alta. În așa condiții, nu văd eu care ar fi rostul pentru domnul Kaciuk să conducă așa o campanie electorală controversată. Până la urmă, Marc Kaciuk se ocupă de campanie a unei tabere din PCRM sau există, o să fie doi șefi de campanie în PCRM, la ce să ne așteptăm? Din câte am înțeles, va conduce formal staful întregului partid. Dar vă spun încă o dată, nu prea înțeleg cu ce se va ocupa dumnealui atunci. Dacă nu avem, ce avem? Vă rog, domnule Cina. Eu nu exclud că Marc Kaciuk ar putea să acorde consultanță electorală și altor partide, pentru că știu că sunt unele partide create din altă parte care investesc bani destul de serioși. Era vorba de milioane de lei doar pentru pregătirea unei programe electorale. Și atunci cei care își doresc bani și foarte ușor și rapid nu au decât să pornească pe această cale. Eu nu exclud chestia asta. Ce formațiuni credeți că sunt în vizorul? Sunt mai multe, dar una din ele ar fi cea lui Renato Usată. Eu nu exclud, pentru că s-a vorbit încă din ianuarie 2014 despre faptul că persoana despre care vorbim ar putea să migreze spre el, să-l ajute pe celălalt. Pentru că, de fapt, talibanii din Partidul Comuniștilor, ei sunt orientați exclusiv spre Federația Rusă și realizarea politicii externe a Federației Ruse. În aceste sau din aceste considerente, în momentul când gauleiterul care a venit la Chișinău, mai întâi la Tiraspol și la Chișinău, este vorba de Rogozin, când a făcut o declarație cam aridă la adresa Partidului Comunist, că noi ținem minte, s-a întâmplat în 2003 când ați refuzat semnarea memorandumului și noi ținem minte ce a făcut atunci Voronin, noi am văzut că îndată după aceste lucruri s-au pornit concret inclusiv și aceste mișcări, dar eu nu exclud și ceea ce spun colegii din platou, pentru că aici sunt mai multe mișcări. Spre exemplu, aflându-se atâta timp în opoziție, Partidul Comunist, cei care au fost duri într-adevăr și echipa, să zicem, Petkov, Petrenko, Kaciuk, etc., Munteanu, aceasta este o grupare de, în rândul Partidului Comunist foarte dură. Pe de o parte, ei au devenit independent financiar, ei nu mai depind astăzi de tătuca lor, Voronin, și acum nu-i mai poate controla nici Voronin. Atunci când el era șef, când el era președinte, trimitea o echipă de la poliție sau din altă parte, îi verifica și mai putea, sau le făcea un dosar penal și putea ține. Astăzi, când ei se află în opoziție și când ei, din punct de vedere financiar, depind foarte puțin de șeful partidului, în condițiile acestea, ei își pot exprima mai mult sau mai puțin liber opinia. Având în vedere toate aceste mișcări, pe de-o parte și probabil niște negocieri undeva în secret cu PD-ul, dar și situația despre care zic eu, apariția unui alt partid care îl susține Moscova și criticile aduse de către Rogozin, probabil că și aceste mișcări sunt destul de influente și ar putea să meargă și pe această direcție. Eu vreau să dau replică domnului Cernencu. Eu cred că, într-adevăr, există un context extern în așa situație, dar acesta nu este primordial. Primordial este totuși contextul intern care ține de bani. Pentru că, haideți să ne uităm ce face acum Partidul Democrat. Ei au plecat în China, ei acum fac jocuri cu chinezii. Eu nu m-aș mira dacă într-o zi vom vedea Partidul Democrat care
Deci și-ar exprima dorința de o, nu vector de est, dar legături mai strânse cu est, pentru că în China ei despre ce ar trebui să vorbească? Despre cooperare mai strânsă economică cu China, dar China acum cine este? Este partenerul principal geopolitic strategic al Federației Ruse. Adică, dacă vorbim mai simplu, nici PD nu exclude deci folosirea vectorului estic în așa situație și de aceea eu vă repet că aici contextul extern nu este cel mai important. Aici totuși e vorba de niște mișcări interne care ține de bani, care ține de niște privilegii, nu știu care. Adică eu aș propun colegilor mei să ne uităm mai întâi în interiorul sistemului politic de partide din Republica Moldova. Domnule Tăbârță, pe de o parte există această sciziune în PCRM. Dacă e să ne aducem aminte de psihologia politică, în Republica Moldova există întotdeauna un șef. Chiar și atunci când într-un partid există mai multe grupări, fiecare grupare este condusă de cineva. Și din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere ideologic. Acum, având în vedere că ne apropiem de campania electorală, de toamnă, care se anunță a fi foarte fierbinte de această dată, la ce să ne așteptăm? Pentru că aceste mișcări tectonice din PCRM, pe care le vedem la televizor sau de care ne dăm seama, având în vedere că nu există nicio poziție oficială acum, ce ar trebui să însemne? Care este opinia? Ar trebui să însemne, sau cel mai probabil înseamnă, că PCRM-ul începe să se poziționeze pentru alegerile electorale din toamnă. Însă lucrurile nici pe departe nu sunt roz în acest partid. A ieșit la suprafață deocamdată că acest partid nici pe departe nu este unul omogen, este un partid eterogen, dar ceea ce se întâmplă acum în PCRM se deosebește radical de ce am avut până acum. Fie că am avut plecarea lui Lupu, fie că am avut plecarea lui Stepaniuc și Țurcan sau lui Dodon, dar mai degrabă au fost niște lideri importanți din PCRM care au plecat de acolo nemulțumiți, supărați pe, fie pe președintele Voronin, fie pe același Marc Tkaciuc. Acum vedem o ripostă din partea celui care a fost numit cardinalul Griș, de fapt este ideologul partidului, care încearcă să riposteze icoanele acestui partid, Vladimir Voronin. Și aici noi deocamdată putem doar să ghicim, totuși, ce prevalează sau care cauză prevalează, cele externe sau cele interne. Este evident că avem și una și alta. Ce a determinat cea externă, cea internă sau invers, încă cred că deocamdată nu prea putem ști exact, așteptăm derularea evenimentelor. Domnule Tăbârță, ați menționat de faptul că Marc Tkaciuc, cardinalul Gri, s-a poziționat sau, mai bine zis, încearcă să dea o ripostă, dar pentru a da o ripostă trebuie să te poziționezi într-o anumită albie și să știi foarte bine care este țelul sau direcția. În opinia dumneavoastră, în ce albie se poziționează acum? Unde este acum Tkaciuc? Ce viziuni promovează și unde, ce va face în continuare? Dacă ne uităm la viziunile interne, cine va urma? El este clar anti-Plahotniuc. Cine l-a atacat cel mai mult pe Plahotniuc și Partidul Democrat? Desigur, acei politicieni care fac parte din grupul lui. Muntean, Petrenco, Petkov. Ne aducem aminte că chiar am avut și o agresiune aproape fizică, să nu zic fizică, a lui Muntean asupra lui Plahotniuc. Dacă vorbim din punct de vedere extern, este evident că Marc Tkaciuc este un politician clar pro proiectul euroasiatic. Și, hai să spunem, înclinările sau oscilațiile, mi-a bine spus lui Voronin, de ultimul timp, anumite declarații a lui, modernizarea europeană prin intermediul integrării euroasiatice, cam nu-i prea convin lui Tkaciuc. Tkaciuc este un ideolog clar. Probabil am avut și anumite desincronizări sau nesincronizări între Moscova și Partidul Comuniștilor sau conducerea acestui partid, mă refer la Voronin. Mai multă lume spunea că, de fapt, Moscova ar fi dorit pentru alegerile parlamentare din toamnă un bloc mare de stânga, adică PCRM să ia sub aripa sa toate
partiduțile micuțe de aici, în așa mod pentru a nu pierde sau concentra aceste procente. Ca ulterior, deja după reșind din calcule post-electorale, eventual să acest partid să vină la conducere. Probabil că și aici am avut anumite nemulțumiri sau știm că Voronin uneori mai pune și piciorul în prag sau nu merge după anumite scenarii care se scriu. Știm atitudinea lui față de Dodon. A spus că pe CRM nu este împotriva semnării acordului de asociere. Da, bine, el aici tot a dat un răspuns destul de evaziv. Este evident că este un tip de politician oportunist. Pe când, mă refer la Voronin, pe când Marc Căciuc este ideolog. În anumite aspecte el este mai radical. Și probabil aici trebuie să căutăm sursa acestor neînțelegeri între ei. Sigur că acele aspecte interne despre care s-a vorbit la începutul emisiunii există, însă complexitatea problemelor în PCRM acum este destul de mare. Acest partid nu prea bine intră în perioada de pregătire pentru campania electorală. Hai să nu uităm că același Marc Căciuc nu tot timpul a fost inspirat. Eu nu mai spun de, în deciziile sale, eu nu mai spun de episodul de cele 60 de mandate după alegerile din aprilie 2009. Dar ne referim la Revoluția de Catifea, care până la urmă nu știm ce a fost. Congresul civic. Nu au prins. Adică nu au dat rezultate. S-a strigat în stradă și doar atât. Și probabil aici așa numiții pragmatici din rândurile Partidului Comuniștilor în frunte cu Voronin, s-ar mai spune că în a doua piesă în acest grup ar fi Artur Reșetnikov, au început să facă anumite calcule și să ia în considerație ce este mai bine pentru acest partid, să meargă pe această linie dură, intransigentă, care a ținut Partidul Comuniștilor în opoziție, sau să încearcă să fie mai flexibil, oportunist ca printr-o anumită coaliție cu cineva să vină la guvernare. Bun, este adevărat acest lucru. Este o teză foarte interesantă până la urmă. Ce ar putea să se întâmple la alegeri? Pe de o parte, PCRM-ul caută această nișă din punct de vedere oportunist pentru a ajunge la putere. Eu nu cred că e oportunist. Eu cred că e în mod normal pentru că el va da și în continuare niște mesaje absolut contradictorii, pentru că el vede un singur lucru, că și mesajele respective, el nu se mai poate ține doar de Uniunea Euroasiatică, pentru că el își dă seama că o parte bună din alegători, chiar și dacă sunt și în platou de cei care sunt Uniunea Euroasiatică, care încă nu-i creată și doar derutează cetățenii, iar pe de altă parte, vreau să vă zic că el va veni cu mesaj. Voronin va veni cu mesaj inclusiv de, eu știu, de integrare europeană. Pentru că, pe de o parte, vreau să vă zic, atunci când spune că noi nu suntem împotriva acordului, dar vrem redactare, etc., după ce a fost parafat, sigur că ăsta este un mesaj. El știe foarte bine că după parafare nu se revizuiesc acordurile, dar pentru o anumită parte din electorat, el bineînțeles că spune acest lucru. Mai mult ca atât, atunci când se aduce articolul 403 sau altceva, că deci șterbește din suveranitate, sunt niște idioțenii, pentru că acolo este vorba despre un comitet consultativ la nivel de Consiliu de Ministri, la nivelul de Parlament, etc., care discută, care a fost și în acordul pentru parteneriat și cooperare semnat în 1998. Deci eu m-am uitat în el și nu e absolut nimic care șterbește din suveranitate. Deci mesaje de acest tip cu certitudine că vor veni din partea Partidului Comunist. Pe de o parte, dacă noi spunem că lupul Plohotniuc a plecat în China și se orientează spre Est, noi vedem atunci o disonanță, pentru că Voronin a promovat începând cu februarie 2009 împotriva integrării europene și era pentru Uniunea Euroasiatică. Vă aduceți aminte, la 27 februarie 2009 el spunea că parteneriatul estic este o centură îndreptată împotriva Rusiei, etc., etc. Și a ținut-o una și bună în continuare. Acum noi vedem altceva, că el spune că într-adevăr acordul de asociere, pentru că el își dă seama. Atunci chiar s-a întâlnit cu Herman Van Rompuy. Oricum are opinie separată față de acordul de asociere în varianta în care este astăzi. Bun, este adevărat, dar ce poate el să facă astăzi? Chiar dacă spune că poate trebuie redactată, chestia asta nu se poate întâmpla.
Pentru că documentul este parafat, documentul va fi semnat, și ratificat, el nu este cel care se află la guvernare și de care depinde acest lucru. Da, sigur că poți să faci manifestații. Pe de o parte, și pe CRM-ul și PD-ul în cazul ăsta joacă dublu. Dacă e să ne gândim atunci la alegeri, acest joc dublu ar putea să ne surprindă printr-o alianță? Păi eu nu exclud, dar s-a încercat și ați uitat de 2010. Cine a venit de la Moscova? Aduceți aminte la ambasada Federației Rusiei. Cine a venit? Actualul președinte al Dumei de Stat. Aici alături s-a cazat. Da, și s-a cazat în hotelul de alături de aici, de la noi, că se cheamă Nobel. Este știut acest lucru. Dar până la urmă, noi am văzut că, deci, acele poziții cu care venea atunci Partidul Comuniștilor și ceea ce doreau ei, față de, sau ce cereau de la Partidul Democrat, nu a fost în stare să lichideze dintre ei divergențele. Și până la urmă n-a fost creat. Chiar dacă a venit de la Moscova reprezentantul și a insistat aici pe această alianță, cu toate și mi-e pare rău că s-a petrecut pe teritoriul ambasadei Federației Ruse, că sunt două partide de pe teritoriul Republicii Moldova, sunt două partide care promovează politica statului Republica Moldova și nu politica statului Federația Rusă. Deci măcar și din punctul ăsta de vedere n-au procedat corect. Domnule Vardanean, până la urmă există temeri pentru felul în care va arăta guvernarea după alegeri. Aici există mai multe temeri și din punct de vedere al vectorului politic al Republicii Moldova, vectorul extern, Uniunea Europeană, Uniunea Euroasiatică. Acum, ca să ne domenim, există două partide, unul aflat la guvernare, altul aflat în opoziție, care fac un joc dublu. Vom semna totuși, speranțele sunt de 99+1% pe data de 27 iunie, acordul de asociere. Totuși, felul în care vom comunica cu Uniunea Europeană ar putea să se schimbe dacă există o alianță pe care cei care merg să semneze, inclusiv cetățenii, nu și-o doresc. Eu vreau mai întâi să dau replică domnului Cernencu cu privire la vorbele lui Voronin referitor la susținerea așa verbală a acordului de asociere. Eu cred că este doar un joc politic pe care îl face domnul Voronin ca să aibă mai multe simpatii din partea Comisiei Europene sau reprezentanții europene în Republica Moldova, nimic mai mult decât un joc așa verbal. Referitor la întrebarea dumneavoastră, pot să spun că într-adevăr, sunt dubii la acest capitol pentru că jocul dublu pe care îl face și pe CRM-ul și pe DEU-ul creează mai multe întrebări. Adică ce fel de integrare europeană promovează Partidul Democrat în așa situație? Ce se va întâmpla în Moldova până la 27 iunie? Noi am văzut alaltă ieri cazul cu Comrat, da? Situația în Comrat când reprezentanții PD-ului l-au atacat pe domnul Constantinov, pe domnul Formuzal. Ce a fost asta? Doar niște probleme pur locale interne în Găgăuzie sau este un semn care ne spune că stăm în pragul unei destabilizări interne? Eu, sincer, nu pot să găsesc răspunsul la această întrebare. Însă pot să vă spun că semnarea propriu-zisă a acordului de asociere deocamdată nu înseamnă nimic. După semnare vine ratificarea. Și dacă Republica Moldova nu va reuși până la alegerile din toamnă să ratifice acest document, eu atunci... Potrivit oficialilor europeni, această procedură ar trebui să fie în septembrie sau am mai auzit și voci că în jumătate de lună. Bine, acum nu știm dacă va ieși în vacanță. Vedem, pentru că acordul trebuie ratificat de cele 28 de țări și de Republica Moldova. Vedem, eu nu spun nici da, nici nu ferm cu certitudine. Eu îmi cer scuz, dar el va intra provizoriu anumite părți ale lui în vigoare. Și de altfel, președintele fracțiunii PLDM, Streleț, a vorbit despre ratificarea în termen de 10 zile. Asta ar însemna că în prima săptămână a lunii iulie am putea să avem ratificat acest document. Eu nu cred că aici va fi cea mai mare problemă. Avem acum legătura directă prin telefon cu politologul Bogdan Țărdea. Bună ziua, domnule Țărdea. Da, bună ziua.
Știu că există astăzi mai multe opinii, cu siguranță și dumneavoastră ați văzut acest lucru. Există mai multe opinii vis-a-vis de aceste mișcări tectonice care au loc în PCRM. Până la urmă există foarte multe temeri și în perspectiva alegerilor din toamnă. Mă refer aici la viitoarele alianțe care pot fi, la jocurile duble pe care le duc unele partide, dar și la aceste declarații sau mișcări tectonice care se întâmplă în interiorul PCRM, care duc la ideea că există două grupări care își promovează propriile viziuni politici. Cum calificați dumneavoastră aceste mișcări tectonice, dacă doriți, în PCRM deocamdată? Este clar, eu deja de mult timp promovez această idee că exista gruparea aceasta mladă comunistă în frunte cu Tkaciuc, Petkov, Todua, Petrenko, Muntean și mulți alții, și gruparea așa zisă Reidman sau gruparea businessmanilor conectați direct la Plahotniuc și care e reprezentantă din sponsorii partidului, din indivizii care sunt conectați la marile afaceri și care sunt într-un fel sau altul aripa pragmatică, așa, între ghilimele, a partidului, care nu este conectat la grup, la interese sociale, la ideologie, la promovarea unor valori, la promovarea unor programe politice, angajamente sociale. Pentru ei cel mai important este business-ul și prosperitatea propriilor afaceri. Din această perspectivă, ei sunt gata să se coalizeze cu cine vreți. Mă înțelegeți? Și cu PL, și cu PLDM, și cu PD. Principalul e să fie la putere în orice situație și indiferent de condiții. Și iată, în ultima vreme, această grupare a lui Reidman s-a consolidat foarte puternic. Vă aduc aminte că atunci când au fost formate comisiile parlamentare pe Pădurea Domnească sau pe, în special pe cazul UBM, deci au fost promovați reprezentanți ai acestei grupări, care au și dat verdictele necesare. Tot ei au votat și în Consiliul Municipal Chișinău anumite scheme dubioase, cel puțin unii reprezentanți pe LDM vorbesc de jumătate de miliard de lei fraude în urma voturilor PL, PCRM. Tot Parlamentul a votat mai mulți proiecte de legi dubioase care țin de anumite taxe vamale, anumite accize pentru anumite agenți economici din marile corporații. Domnule Țărdea, deci, dacă să vorbim despre ponderea în partida acelor două tabere, care este mai puternică în opinia dumneavoastră? Cine până la urmă va învinge și de ce? Cum? O vreme, o anumită perioadă de timp, deci 2009, probabil, până prin 2012, era mai puternică gruparea lui Tkaciuc, fiindcă ea era mai activă, mai agresivă, era conectată la mass media, era conectată, deci, la activitățile sociale a partidului, ei produceau programe politice, marșuri sociale, inițiative, proiecte de lege, etc. Dar odată cu închiderea mitului, odată cu pierderea unor ziare, sub presiunea, apropo, a puterii. Importanța acestei grupări, deci, s-a redus dramatic și proporțional a crescut gruparea aceasta Reidman, care fiind conectată la anumiți oligarhi și, în primul rând, la Plahotniuc, a beneficiat și de anumite protecție juridică inclusiv. Și asta pe fundalul când gruparea lui Tkaciuc era hărțuită de procuratură, fiindcă și Polianski și Petrenko și Petkov și Muntean și una alta și alții fie au dosare, fie le vor avea. Pe de altă parte, deci acești indivizi obțineau tendere, obțineau subsidii, obțineau participări la împărțirea bugetului și grație faptului că însuși domnul Păpușar a reușit să exerce presiunea norme asupra lui Voronin, iată că asistăm astăzi la o purificare foarte serioasă în rândurile PCRM-ului și gruparea modă comunistă a lui Tkaciuc, deci a pierdut pozițiile de bază
atât în Comitetul Central, în organizațiile teritoriale, cât iată acum mai recent, se pare și în Comitetul Executiv. Domnule Țerdea, având în vedere că există până la urmă totuși doar zvonuri neconfirmate oficial, există și zvonul că în luna iunie, până la sfârșitul acestei luni, va exista și va fi și plenara PCRM, unde se va decide. Ca să înțelegem, până la această plenară, ar putea să se întâmple mai multe lucruri sau mai multe surprize, sau va apela la clemență cealaltă grupare pentru a merge în partid ca să existe și o speranță pentru ca să intre totuși în campanie electorală? Pentru că ne întrebăm dacă în cazul acestei sceziuni va mai ajunge PCRM în forma sa actuală până la alegeri. Deci, clemența din partea liderului PCRM este una posibilă doar în situația în care această grupare a lui Tkaciuk se va dezice de Tkaciuk, îl va trăda și public, practic, va jura credință lui Voronin și Păpușarului. Asta să fie foarte clar. Respectiv, vreau să vă spun că presupun cel puțin că unii din această grupare care era când la lui Tkaciuk și era una destul de numeroasă, unii deja s-au și reorientat și au început să coteteze cu Voronin, depunând eforturi sesizabile pentru a nimeri în listă. Ori, la moment, deci șansele de a nimeri în lista parlamentară a lui Petrenko, Muntean, Petkov, Todua și chiar a lui Marc Tkaciuk, de altfel, care nu sunt atât de mari. Respectiv, deci totul va depinde, încă o dată vă spun, de voința Păpușarului, asta e unul la mână, doi, de poziția lui Voronin și de însăși efortul depus acestor indivizi de a-și recâștiga simpatie din partea lui Voronin. Ori, repet, ca să concluzionez, mulți din această grupare, sau cel puțin suficienți din ei, sunt hotărâți să lupte. De aceea, probleme acolo vor exista și scenariile probabil vor continua. Domnule Țerdea, o ultimă întrebare. În cazul câștigului, cărei tabere ar putea câștiga Republica Moldova și sistemul de partide de la noi? Eu sunt categoric convins că Republica Moldova ar câștiga dacă ar câștiga Mladă Comuniștii, fiindcă acești indivizi cel puțin au un sistem de valori, sunt conectați la anumite idealuri, la anumite programe politice, la anumite angajamente și din perspectiva mea, indiferent de atitudinea noastră față de ideile promovate de ei, dar totuși e vorba de niște intelectuali. E vorba de niște oameni care, într-un fel sau altul, reprezintă o anumită valoare și plus valoare chiar intelectuală. Ori gruparea cea despre care noi vorbim acum, businessmanilor, a fost implicată în atacul Raider în perioada anilor 2005-2007, în privatizări ilicite și frauduloase, în arestarea oponenților economici și politici și în multe, multe, multe alte crime, chiar aș spune, care au fost efectuate sub paravanul PCRM-ului. Și iată cum acești indivizi vor să revină, să se reunească cu fostul lor patron din Partidul Democrat pentru a continua acele acțiuni care le-au promovat până acum și care au transformat Moldova într-un stat semi-criminal și captiv. Domnul Țerdea, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. O zi bună. Mi-e pare rău că domnul Țerdea spune că ei au valori. Vreau să vă zic că doar exploatarea nostalgiilor... Poate valori de opoziție, poate să... Nu. Păi da, nu. Totuși, dacă luăm programul partidului și îl citim și ne uităm ce este acolo, eu nici pe departe n-am văzut, eu știu, valori. Spre exemplu, dacă să ai valori comunist sau dacă se numești partid comunist, ei totuși trebuie să ți-i dea anumite valori. Deci este un partid, într-un fel conservator, dacă am putea să-l clasăm după asta, deci conservator prin sine, încearcă să conserveze niște... De alt tip de conservatorism. Da, nu de tradițional european, ci un fel de conservatorism care îl promovează ei, exploatând nostalgia trecutului. În rest, este un partid care știe sensul banilor,
i-a câștigat și poate câștiga și a privatizat și privatiza și va privatiza. Este un partid care a înfăptuit reforme liberale aflându-se la guvernare, deci nimic aproape de ideologia Partidului Comunist. Este un individ care a știut să mulgă statul Republica Moldova cât a fost posibil. Deci eu nu văd aici valori. Valori aș vedea în principiu atunci când, spre exemplu, uitați-vă ce s-a întâmplat în Federația Rusă cu Partidul Comunist de acolo. A început să-i se plătească, a terminat el de acum cu ideologia și critica. Cernencu, e adevărat că știm, toată lumea acum, dar ce înseamnă Partidul Comunist? Păi, dar nu, este cine sunt capitaliștii din acest... Păi, asta e toată problema. De ce retorica încearcă să fie comunistă, practica este cu totul altă. Până la urmă, încercăm să ne dumerim. Dacă, sau mai bine zis, aceeași întrebare pe care am adresat-o și domnului Sârdea, în cazul câștigului cărei tabere din PCRM ar câștiga Republica Moldova, cetățenii până la urmă? Eu cred că eu vreau încă o dată să dau o replică domnului Cernencu. Partidul, adică gruparea talibană din cadrul PCRM totuși are valori și valoarea lor principală este intenția sau aspirația de a demafiotiza Republica Moldova, să o scoate sub jugul, să spunem așa, unor oligarhi, să depolitizeze organele de forță, procuratura, sistemul judecătoresc și așa mai departe. Haideți să lăsăm pe o parte vectorul extern. Nu toate problemele în Moldova se rezolvă prin prisma vectorului pro-est sau pro-vest. Sunt și niște lucruri pur interne despre care vorbesc acum și eu. Și din aceste considerente, eu pot să spun că gruparea talibană, dacă ar câștiga, atunci Republica Moldova va câștiga pe plan intern. Nu vorbesc acum de probleme externe. Pe plan intern, deci victoria acestei grupări a lui Tkaciuk ar însemna un pas spre demafiotizarea Moldovei. Ceea ce acum este un lucru mult mai important decât integrarea europeană. Pentru că nu putem vorbi de integrare europeană atunci când avem oligarhi la putere, când avem procuratura, sistemul judecătoresc controlat, sistemul de forțe și una și alta. Dumneavoastră știți foarte bine, noi la jurnal am vorbit foarte des despre aceste probleme. Dar până la urmă, domnule Vardanian, aici există și câteva nuanțe pe care ar trebui să le spunem. Există mai multe dosare de rezonanță. Da. Cunoaștem ce s-a întâmplat în cazul Pădurii Domnești și felul în care a evoluat acest dosar. Există pe partea financiară bancară a Republicii Moldova mai multe întrebări care nu și-au găsit nici până astăzi răspuns. Avem Banca de Economii, avem aeroportul, avem multe alte bile negre despre care nu știm până la urmă ce și cum și de unde și cine. Bine, mai puțin la care nu cine. Până acum altceva. Mai mulți lideri din diferite partide au lobat pentru că aceste dosare să rămână la status quo pe care o știm astăzi. Adică nimic nu să se întâmple, să fie să stea prăfuit sau să fie clasate. Acum, cine are interesul ca după alegeri, atunci când vom fi semnat deja acordul de asociere, cine are interesul ca lucrurile să rămână sau să aibă status quo-ul pe care îl avem astăzi? Dar cine acum controlează Procuratura Generală? Cine a lobat, cum a spus dumneavoastră, ca aceste cazuri să fie clasate, nu știu, închise, date uitere și așa mai departe? Aceeași pădure domnească, un an și jumătate a trecut. Ce s-a rezolvat? Nimic. Pentru că cei care au fost implicați, acum controlează Procuratura, deci sistemul judecătoresc și așa mai departe. Răspunsul este foarte clar. Da, deci eu categoric nu sunt de acord cu ceea ce spune domnul Vardanian, chiar categoric nu, pentru că Marticiuc a fost prima figură și n-au mai luptat ei împotriva mafiei cât au fost la guvernare și au făcut fiecare dintre ei societăți comerciale și ce doriți dumneavoastră. Dar nu cred că aici este problema. Ceea ce spune că intrăm cu corupție, etc., vreau să vă spun că România și Bulgaria în 2007 au fost acceptați, da, într-adevăr, cu probleme serioase în domeniul procuraturii, în domeniul luptei cu crima organizată, etc. Dosarul lui Adrian Năstase din 2003-2004, Casa Zambarcean, Mătușa Tamara și alte lucruri, poftim, după 7 ani de zile, dosare, poftim, iată încă 3. Unul a stat la închisoare în domeniul fotbalului. Ați văzut ce s-a întâmplat. În Bulgaria,
Guvernul, practic, a fost exonerat de o taxă de aproape un miliard de euro, fonduri, pentru că nu lupta cu corupția și ulterior 12 miniștri din fosta guvernare care au privatizat în mod ilegal teritorii, s-au construit hoteluri cu 15-18 etaje, au fost confiscate, duși la închisoare, etc. DNA-ul din România astăzi este de fapt un exemplu unde, într-adevăr, nu se uită a cui partid este, cine este și ce a făcut. Este tras la răspundere, indiferent de faptul cum atitudinea noastră este. Deci, integrarea europeană este un element esențial care, prin fondurile europene, prin activități, este impusă clasa politică să adopte și să facă ceea ce trebuie să facă. Dar mergem cu astfel de personaje în Uniunea Europeană? Pentru că... Dar pe noi ne invite cineva în Uniunea Europeană? Păi stai o leapă, România este fericită că a aderat la Uniunea Europeană. Păi dar normal, eu asta vreau să zic. Pe Moldova, cine invite în Uniunea Europeană? Deci, problema... Eu vreau să întreb altceva. Domnule Cernencu, având în vedere că ne apropiem cu pași repezi de promisile reforme, sau cel puțin vorbind acum despre mecanismele sau despre lucrurile punctate pe care le spune Uniunea Europeană că le va cere de la noi după semnarea acordului de asociere. Acum, dacă noi mergem spre Uniunea Europeană cu acești oligarhi, cu aceste personaje dubioase, nu vorbesc susceptibile de corupție cu care am vorbit. O doar o secundă, domnule Cerenco. Avem cazul Bulgariei și a României, într-adevăr. Este un exemplu de luat. Doar că în Republica Moldova lucrurile stau puțin altfel. Nu se apelează la aceleași scheme pe care le-au folosit românii sau unii români sau unii bulgari. La noi există personaje care cumpără sau privatizează pe bani de nimic proprietăți ale statului, după care le vând. E adevărat. Așa a făcut și Gigi Becali când a făcut schimb de teren și după 12 ani, iată, 3 ani de închisoare. Eu vreau să vă zic, dumneavoastră spuneți că nu este posibil, ba eu zic că este posibil. Dumneavoastră știți când a venit Ponta, ce a făcut? A făcut praf din toate legile. Și cu ce s-a ales când Comisia Europeană a pus 11 puncte în față și a spus vă întoarceți la varianta 0. Ce a făcut domnul prim-ministru? S-a întors la varianta 0. În al doilea rând, când a fost scos președintele DNA-ul, șeful DNA-ului și a încercat să-și aducă oamenii săi, li s-a spus încercați să faceți mai departe. Noi vedem că DNA-ul, Direcția Națională Anticorupție, merge în continuare pe cele dosare care s-au pornit. Eu vreau să vă zic că Comisia Europeană are niște pârghii foarte importante, financiare, care îi face pe magistrat să lucreze. Ați văzut, ministrul Șereș a luat, îmi pare că vreo 8 sau 12 ani acum, pentru faptul ce făcea în calitate de ministru al economiei, sau cei cu băncile. Deci eu de ce vă zic lucrul ăsta? Că noi nu avem altă șansă decât această șansă, pentru că exemplul României și exemplul Bulgariei este foarte concludent și ar trebui de urmat. Eu asta am avut să zic doar. Până ajungem acolo, deși păi, da, o să ajungem. Există hopuri și drum de ardezie. Tot la dumneavoastră, ce în emisiune spunea că niciodată nu o să avem regim liberalizat de vize. Eram într-o emisiune la ora 17 și îmi spunea că eram cu domnul Timidețchi, care știm cine este el, că el este reprezentantul FSB-ului aici pe la televiziuni, și el spunea că niciodată nu o să primiți. Eu spun, cum nu? Iată, eu am citit, iată, Comisia Europeană, la 30 noiembrie era atunci. Niciodată nu o să primiți asta după Rusia, o să primiți în 17, 19. Iată că s-a realizat. Vă rog, domnule Tăpărț. Până la urmă, că am pornit, am deviat un pic, dar să ne întoarcem pentru că rămânem la aceeași problemă. Ce se întâmplă astăzi în opoziție, în PCRM și care sunt planurile de cealaltă parte împreună cu PCRM în viitoarele alegeri? Și mai mult decât atât, de ce PLDM-ul tace? Pentru că își dorește probabil și PLDM-ul să construiască o coaliție, mă gândesc. Nu. PLDM-ul vrea să construiască coaliție post-guvernamentală, dar nu cred că... Post-electorală. Păi bine, poate și post-guvernamentală, post-electorală, însă PLD foarte mult s-a vehiculat despre așa numitul harbuz. Uh-huh. Este evident că acest harbuz special a fost aruncat în presă pentru a
bate în imaginea politică a Pelerimeului. O serie de lideri sau de la alți partii, unii conștienți, alții inconștienți, s-au prins în acest joc și foarte mult s-a speculat cu acest harbuz. Că toate că dacă se dăm crezare la ceea ce se întâmplă în PCRM, mai degrabă putem să vorbim deja despre ridiche, despre care s-a vorbit în 2010. Mă refer la coaliția dintre PCRM și PDM. Dar referitor la ceea ce se întâmplă în PCRM, cred că nu se întâmplă nimic bun. Pentru că dacă același Mart Căciuc va reuși să tranșeze disputa cu așa-numiții pragmaticii partidului, ei vor trebui să găsească o locomotivă electorală. Pentru că ce nu am spune, dar Vladimir Voronin este locomotivă electorală acest partid. Dacă până la venirea sa în 2001 la conducere el s-a folosit de numele comunist comuniștilor, într-adevăr speculând acele nostalgii ale populației după trecutul sovietic, acum deja invers, putem spune că numele Voronin determină ceea ce înseamnă comunist comuniștilor în Republica Moldova. Și de aceea mai degrabă văd că în această dispută poate să iasă învingător al treilea și mă refer deocamdată la, sau acum uitându-ne la Igor Dodon. Pentru că Igor Dodon vrea să prindă aceeași nișă a comuniștilor, însă nu prea a avut ocazii. Iar acum această dispută internă din rândurile Partidului Comuniștilor poate să-i oferă lui o oportunitate. Însă Partidul Comuniștilor trebuie bine, foarte bine să calculeze că altfel tot ce se întâmplă acum poate să fie de fapt început al sfârșitului pentru acest partid. Eu nu spun că acest lucru că e rău sau că este bine, însă împreuneva pentru Voronin acum poate să fie ultima bătălie, pentru că pentru el, pentru partidul sau pentru anumite persoane care stau în spatele lui, alegerile în 2014 pot deveni unele vitale. Noi am văzut că după 2009 încoace Partidul Comuniștilor practic a abordat o tactică revanșistă. Până la urmă nu i-a reușit. Foarte mult s-a mizat pe faptul că nu se va alege președintele și în urma alegerilor anticipate ei vor veni la conducere. Și au fost foarte aproape în primăvara anului trecut, în urma acelui scandat iscat de pădurea de domnească, demitere guvernului AIE2, hotărârea Curții Constituționale și până la urmă investirea guvernului Filat Leancă. Am avut o lună când comuniștii stăteau foarte bine în sondaje și atunci au fost foarte aproape de alegeri parlamentare anticipate. Dacă acele alegeri parlamentare ar fi avut loc în vara anului trecut, acum am fi putut vorbi despre o mare probabilitate a revenirii comuniștilor la guvernare. Acum, de această luptă internă, eu nu cred că pe ei întărește. Mai degrabă îi slăbește. Ori Voronin va trebui puternic să se bată în pumn, în rândurile partidului, să facă aceste intervenții chirurgicale, scoțând această aripă a radicalilor din partid și repede să găsească anumite persoane mai moderate. Ori, cunoscându-l pe Căciuc și pe acele persoane care stau în spatele lui sau care, de fapt, el stă în spate. Este o altă întrebare. Va renunța oare Voronin la Căciuc? Dacă Voronin are garanții oarecare din partea domnului Plahotniuc, el nici nu are nevoie de Căciuc. Ar trebui oricum să existe cineva care să-i ocupe locul în cazul lui Căciuc. Cum s-ar spune în limba rusă, la mebele o să găsească. Dar eu vă spun încă o dată, dacă vom vedea că lucrurile stau așa cum noi vorbim acum, că chiar există o listă pe care o întocmesc Voronin împreună cu Plahotniuc, o listă electorală pe CNM, din care unele persoane chiar vor pleca din PCRM în PDM după alegeri din 30 noiembrie, am auzit și așa ceva, dacă așa se vor sta lucrurile, atunci n-are nevoie Voronin de Căciuc, credeți-mă. Iar pe de altă parte, sigur că dacă îi, într-adevăr, vor exclude, cu certitudine că le va deschide calea spre alte formațiuni, care sunt susținute inclusiv și din exterior și ar putea să se manifeste acolo. Cu certitudine nu vor numeri în Parlament, asta eu vă asigur, și ei își dau seama foarte bine de acest lucru, dacă chiar vor fi excluși de acolo. Dar, în aceste condiții, totuși, este
acea situație când Partidul Comunist este, sau a slăbit acum. Cei 4 ani de opoziție i-au măcinat. Chiar cinci ani i-au măcinat total, pentru că vedeți ce se întâmplă. Când erai la guvernare, îi ofereai un post, îi ofereai anumite lucruri. Astăzi, Voronin nu are ce le oferi. Și situația într-adevăr este de așa natură încât nu este mare garanție că ei vor veni la putere și singur vor fi la putere. Asta este în primul rând. Atunci când vii în coaliție cu cineva, nu mai poți realiza doar proiectul tău. Deci trebuie să mergi la anumite cedere. Deci din punctul ăsta de vedere, sigur că a apărut aceste disensiuni, disensiuni foarte serioase. Și atunci ce se joacă acum? Ei ar putea să mizeze și pe altcineva. Marcu Caciu cu certitudine că ar putea să ofere consultanță, eu știu, electorală altor partide. Dar nici cum nu va fi locomotivă electorală? Nici într-un caz. Dar el tot timpul n-a fost primul și el preferă să fie al doilea, indiferent unde n-ar fi el ca personalitate. Dar el ar putea să fie de bun ajutor pentru anumite formațiuni politice. Eu nu cred că Dodon va lua foarte mult în această, pentru că el s-a lansat în primul rând târziu. În al doilea, credibilitatea lui este la limită. În primul rând, atunci când s-a aflat în calitate de ministru al economiei, a făcut mai multe lucruri care o să apară, o să vedeți în campania electorală. Și asta nici pe departe nu-i face lui asta, imaginea pozitivă. Nici Moscova nu are încredere în lumea lui. Dar nu, este clar. Bun, are o grupare din Duma de Stat care îl susține, din anumite partide, dar nu o susține la nivel de structuri statale puternice. Kremlin, da. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că Partidul Comunist s-a pomenit în fața unei disoluții. Acum ei stau. Dacă mai apare încă o forță politică, chiar dacă nu va lua, va deruta electoratul și atunci el nu mai este în stare. Vă aduceți aminte ce făcea? Făcea lista, îl punea pe reprezentant Partidul Socialiștilor al doilea, pe Partidul Democrat Agrar al treilea și așa mai departe. Lua liderii partidelor de stânga, îi introducea, nu făcea coaliții, că trebuia să iei mai mult și era, trebuia să fii sigur că vei trece, dar din punct de vedere astăzi, nu mai merge alături de el nimeni. Nu vor mai merge, că au apărut o puzdere de partide politice. Avem 38 de partide politice și el nu este în stare astăzi să le propună ceva real care ar merge după formula cea veche. Și din aceste considerente, sigur că Voronin, cred că asta este ultima lui campanie electorală, unde va participa așa în forță și tot, pentru că ulterior cred că vor mai apare și alte forțe politice. Aveți o altă opinie separată? Nu, în linii mari cred că e și opinie. Am vrut să mă încheie gândul de la intervenția precedentă, că chiar dacă Marc Căciuc va reuși să se impună în rândurile Partidului Comuniștilor, asta încă nu garantează victoria Partidului Comuniștilor la și nici nu știe ce este mai bine pentru acest partid. Pentru că va avea nevoie de anumite persoane, de anumite locomotive electorale care să aducă acel rezultat pentru acest partid pe care l-aducea Voronin. Pentru că, evident, dacă Marc Căciuc se va impune, pentru toată lumea va deveni evident că deja nu Voronin controlează acest partid. S-a mai vorbit anterior despre acest lucru, dar lucrurile, într-adevăr, acum stau complicat pentru acest partid. Eu vreau să vă reamintesc foarte succint că anul trecut, în luna mai, după ce a fost demis guvernul Filat, eu am auzit mai multe zvonuri că chiar de atunci au fost purtate niște negocieri de către Voronin și Plahotniuc referitor la o anumită alianță. Și de atunci, deja talibanul așa numit, s-a indignat foarte mult. Am văzut pe rețele de socializare multe declarații care ar fi spus că iată, poftim, noi nu vrem nicio coaliție cu Plahotniuc și așa mai departe. Adică astăzi noi nu vedem de fapt nimic ieșit din comun. Este o idee, este o direcție de activitate care a fost promovată de mult de către Voronin. Dar acum a venit momentul ca să se scoată la iveală aceste procese. Eu mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această emisiune. Timpul rezervat acestei ediții s-a scurs. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine la aceeași oră. În continuare, rămâneți cu Jurnalul Extern. Toate bune!